Târgul de la Pui este și o oportunitate pentru meșteșugarii tradiționali de a-și vinde obiectele artizanale sau de uz practic lucrate cu migală și măiestrie, meșteșuguri care, din fericire, încă se mai păstrează, transmise din generație în generație. Nu au lipsit însă nici muzica, micii și grătarele, dulciurile și tot felul de bunătăți, care mai de care mai îmbietoare și care au marcat atmosfera de sărbătoare. Despre toate acestea, într-un reportaj realizat de colegii noștri Ioana Pop și Raul Rosetti. Dacă târgul de la Pui are o tradiție de sute de ani, la fel de vechi sunt și meșteșugurile prin intermediul cărora mici artizani au posibilitatea de a păstra tradițiile din generație în generație. Când alți tineri își ocupă timpul butonând pe telefon, Gabriel învață singur cum e cu fiscalitatea și economia de piață, vânzând hamuri și șerpare, meșteșug învățat de la tatăl său. De ce păstrezi tradiția? Mai sunt crescători de cai? Mai sunt și încă mai tot sunt cu cai, deci pe an ce trece tot mai mult sunt. Și asta e și familiară, deci în familie o facem. De la taică mi-a început. E greu să faci un ham? Da, e mai greu așa. Nu e nici tare ușor, dar nici greu tare nu-i. Dacă n-au putut veni cu oile, ciobanii din Poiana Sibiului au venit cu accesorii pentru ciobani, cojoace și bâte din lemn de corn. De unde ați venit? De la Poiana Sibiului. Doamne ajută, frumos! Aveți aici adevărate opere de artă. Deci acestea sunt cojoace pentru ciobani, acestea sunt bituși care sunt mai ușurele de purtare. Și acolo la noi se fac, acolo se coasă manual, e un brand al lor, pentru că acolo sunt foarte mulți și ciobani. E greu să păstrăm tradiția. La noi încă se mai păstrează. Și pieile n-ai ce să faci cu ele, ai nevoie să le faci. Și surplusul le vindem și noi în piață. Restul le folosim la oi și restul le vindem. Ferb în foc, să călesc, să întreaptă, să scobesc, să desenează și să vinde la ciobani. De câte generații faceți asta? E vreo 30 ani. Și cum oamenii gospodari își fac vara sanie și iarna căruță și negustorii și-au încercat norocul la târgul din Pui, vânzând pălării și căciul din blană. Cum dați pălăria? 100. De unde ați venit? Cluj. Ce înseamnă să faci pălării în secolul digitalizării? Frumos, cel mai frumos lucru. Și ceva tradițional. Din tată în fiu ne ocupăm noi cu meseria asta de căciul, de pălării, de căciulele mai mult. Dacă n-au prea fost miei, au fost în schimb iezi și iepurași, spre deliciul copiilor. Ce era să zic? Hai, col. Iepuri de carne. Cât de bucată? 50.000, 60.000. Ce înseamnă să crești iepuraș? Este un proces nu foarte greu, dar nici ușor. Până la urmă toată lumea ar putea crește iepuraș, dar trebuie avut grijă, trebuie avut grijă de ei, să aibă anumite condiții, să nu stea singuri. Văzuți de ei, anumită mâncare, da, înseamnă o bucurie, un moment de relaxare când scap de la școală și pe weekend apuc să vin aici și să mă joc cu iepuri, să-l ajut pe tata la treburile de aici. Dar iasă și un ceaun bun după ce crește mare? Da, iasă și un ceaun bun. Am venit la Pui să luăm puiul târgului. Zice domnul că nu le are cu vorbele, dar le are cu crescutul. Am văzut a păsărilor, de porumbei, găini, dar cel mai frumos, păun și păuniță. Da. Creșteți așa ceva? Da. De câți ani? Plăcere, de 18-20 de ani. De 18-20 de ani la Călan există un om care crește păun și păuniță? Da. Și noi de ce nu știm? Din cauza târgurilor care nu ne lasă să ne putem expune. Cu animale, cu păsări, am înțeles că ar fi posibil să, pe viitor, să putem să ne expunem cu pasiunea asta.
Și după o zi istovitoare și fierbinte, omul trebuie să-și ostoiască și foamea și setea, nu numai curiozitatea. Iar oferta comercianților a fost una pe măsură. Nu a lipsit nici muzica pentru ambianță, dar nici micii și grătarele care sfârâiau cât a fost ziua de lungă, dulciurile și tot felul de bunătăți care mai de care mai îmbietoare și care au marcat astfel atmosfera de sărbătoare.